Atenție mare, oameni buni, pentru că vrem să vă prezentăm câteva cazuri pe care neapărat trebuie să le vedeți. Poliția română este în alertă pentru că un individ extrem de periculos care agresează copiii de școală primară umblă liber pe străzile capitalei. A făcut deja 4 victime, e vorba de fetițe și băieți, și nu se știe ce intenții mai are. Polițiștii au stabilit că agresorul i-a urmărit pe copii multă vreme, apoi a sechestrat în liftul unui bloc din sectorul 3 al capitalei. Ce este înspăimântător la această poveste este că autoritățile nu exclud ca individul ăsta să mai fi comis asemenea fapte și se tem că și alți copii sunt în pericol. Așadar, atenție mare, părinți! În speranța că acest bărbat extrem de periculos va fi prins, vom prezenta astăzi toate detaliile cazului și vom sta de vorbă cu tatăl a 2 dintre copilași. Vreau să fiți foarte atenți la acest material, iar dacă aveți informații despre acest individ sau dacă și dumneavoastră ați trecut prin așa ceva, trimiteți-ne mesaje pe Facebook la Măruță să vedem cum putem rezolva această problemă. Zi cruntă pentru 4 copilași care se întorc acasă de la joacă. În timp ce așteaptă liftul, sunt abordați de un străin. În imagini se vede cum camera de supraveghere montată în scară nu surprinde nicio mișcare. Doar pe înregistrare se aud vocile copiilor care așteaptă liftul. Apoi apare agresorul. Agresorul se asigură înainte de toate că nu-l vede nimeni, apoi verifică ghereta în care funcționează casieria. Fiind sigur că nu este nimeni în jur, se întoarce la lift și forțează copiii să urce. Urmează apoi calvarul. 3 fete și un băiat au fost obligați să asiste la gesturile obscene făcute de agresor. Imediat, părinții celor 4 copii au coborât într-un suflet cu gândul de a-l prinde pe agresor, dar acesta s-a făcut nevăzut. Copiii au rămas traumatizați. Ce poți să-i spui unui copil de 10 ani, de 12 ani? Noaptea se trezește și vin și dorm, ele dorm în patul lor, nu în patul nostru, și vin și dorm cu noi. Furioși, revoltați și îndurerați, părinții copiilor au depus plângere la poliție. Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat s-a închis în liftul unui bloc împreună cu 4 copii și a avut un comportament deviant față de aceștia. După ce a verificat zona, a observat că nu sunt persoane în jur, a intrat în lift cu copiii și s-a închis acolo, după care a părăsit zona la scurt timp. Polițiștii au deschis o anchetă și din declarațiile obținute în urma verificărilor făcute, au reușit să contureze portretul agresorului. Totodată, oamenii legii fac un apel către toți cetățenii care îl recunosc pe individ. S-a stabilit că are în jur de 25-30 de ani, constituție atletică, cu păr scurt. Persoanele care dețin informații cu privire la identitatea acestuia sau locul în care se află sunt rugate să se adreseze la cea mai apropiată secție de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să fie acuzat de ultraj contra bunelor moravuri. Astfel de fapte sunt pedepsite cu închisoare între 2 luni și 3 ani sau doar cu o banală amendă. Pentru a evita astfel de situații, polițiștii vă sfătuiesc să vorbiți cu micuții dumneavoastră și să le explicați cum să procedeze. Părinții sunt rugați să își supravegheze copiii și de asemenea să le explice faptul că nu trebuie să urce în lift cu persoane necunoscute sau să le răspundă la solicitări. Din păcate, una dintre fetițele agresate suferă de epilepsie și trauma i-a provocat noi crize în situația în care starea ei de sănătate era ținută sub control până acum. Incredibilă această poveste, ați văzut imaginea presupusului agresor. Vreau să vă zic că în această seară domnul Nicolae este alături de noi, este tatăl al 2 copii agresați de acest individ. Din păcate, unul dintre copii are epilepsie și trauma provocată de agresor i-a provocat noi crize. Îi spunem bună seara și vă spunem și dumneavoastră celor de acasă că am vrut să protejăm identitatea copiilor. Tocmai de aceea tatăl este cu spatele la camera de filmat pentru a-i proteja pe acești copii. Bună seara! Bună seara! Sunteți unul dintre părinții care a trăit acest șoc. Da. Am trăit acest șoc, mai ales de când am văzut imaginea. Pur și simplu, fetița mea care e bolnavă tot povestește, tot îmi spune acele vedenii, acele... Adică fetița noastră nu reușește să scape de această traumă, de acest coșmar. Nu reușește absolut deloc, mai ales noaptea în somn, din contră a provocat mult mai rău crizele și
pot să spun că acel individ e foarte, foarte periculos și nu aș putea, n-am cuvinte de vorbit față la ce impact s-a întâmplat acolo. Suntem în această seară pentru că vrem să vorbim cu dumneavoastră cât mai mult despre aceste detalii și toată lumea care se uită la emisiunea noastră să înțeleagă despre ce este vorba. Vreau să-i salut pe invitații din platou. E vorba de Ionuț Iftimoaie, psihologul Cristina Zaharia. Bună seara! Bună seara! Este bună incredibil seara, această poveste, iar pe dumneavoastră, domnule Nicolae, vreau să vă întreb. Cum s-a întâmplat? Fetița venea de la școală, a fost urmărită? Fetița cu băiețelul meu și cu încă două fete a unui vecin se jucau în fața blocului. Da. În același timp a stat supravegheată de un vecin, vecinul respectiv s-a dus să-și ia niște pâine, agresorul respectiv a stat în fața blocului, a urmărit pas cu pas, probabil că, să zic, cu aproximativ o oră, o jumătate de oră, chiar nu știu că nu l-am văzut deloc. Da. Iar în clipa când a plecat vecinul nostru, copiii au dat să urce sus, în momentul acela a intrat agresorul în lift și atunci s-a întâmplat acel impact dubios. Bun, vreau să ciudat. Vă zic că noi avem o imagine cu presupusul agresor, este în imaginile noastre și rugăm pe toți cei care se uită la emisiunea noastră, dacă au detalii despre această persoană, ajută atât poliția, cât și bineînțeles pe ceilalți părinți care au trecut prin aceste traume, pentru că sunt niște traume. Practic, copiii se întorc de la școală liniștiți, sunt urmăriți zile la rând de această persoană, iar apoi când intră în scara blocului, sunt agresați. Fetița dumneavoastră avea și niște probleme de sănătate și din păcate aceste probleme de sănătate s-au accentuat. Are probleme de sănătate, epilepsie criptogenică survenită în somn. Și pot spune că la ceea ce a văzut, deci la ceea ce a văzut, nu mai am scăpare de ceea ce se întâmplă cu fetița mea. Deci fetița mea acum în momentul de față este traumatizată, deci e speriată, e... Deci dacă ar vede un om identic ca persoana respectivă, pur și simplu cade jos. Deci, spuneți că i s-au accentuat crizele după această întâmplare. Da, și împreună cu epilepsia ar putea să apară acest pavor nocturn, teroare nocturnă, adică fetița să vizualizeze aceste imagini pe care le-a trăit, chiar dacă preț de câteva secunde sau un minut, pe parcursul nopții. Și asta este o problemă. Eu vă sfătuiesc să mergeți cu fetița la un psiholog, clinician, da, pentru consiliere, deoarece crizele epileptice se pot acutiza și pot deveni foarte des. Deci nu o lăsați așa, sperând că va trece de la sine. Chiar dacă impactul a fost scurt, plus că poate avea urmări pe termen lung în relaționarea pe care fetița dumneavoastră o va avea pe parcursul vieții cu diverse persoane. Este strigător la cer ce se întâmplă. Asta vrem să tragem un semnal de alarmă, pentru că este înfiorătoare această poveste. Sunt părinți care nu pot să stea non-stop cu copiii pentru că sunt la muncă sau pentru că au încredere în copiii lor că pot să urce cu liftul până în apartament. Nu? Pentru că fac chestia asta zile și uite, se întâmplă asemenea nenorociri. Te șochează povestea asta, Ionuț Iftimoaie? Dumnezeule! Ești tată! Da. Deci sunt tată la 3 copii, încă peste o săptămână al 4-lea copil, deci nu pot să mă gândesc, mulțumesc la fel. Deci este groaznic. Este groaznic că, iată, din ce în ce mai des, noi până acum și am auzit o chestie foarte interesantă în materialul de mai înainte. Și aici mă refeream la pedeapsa pentru aceste persoane. Deci până la urmă el poate să scape și cu o mică amendă. Da, un avertisment. Da, exact. Un avertisment pentru... Și poate continua deci, aceleași faze. Nu avem încă în legea noastră o încadrare care să fie drastică. Acești oameni efectiv ar trebui puși la zid în folosul comunității, pentru că dacă ei și uite, îi închizi undeva și plătim pentru o ei, nu este normal. Este o imagine a unei camere de supraveghere. Încercăm să identificăm această persoană. Dacă dumneavoastră aveți mai multe amănunte, trimiteți-ne pe Facebook la Măruță. Colegii mei sunt cu pagina de Facebook deschisă, caută, se uită și încercăm să mai luăm legătura și cu persoane care au mai trecut prin aceeași traumă ca dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți un tată care a pățit această nenorocire. Mai sunt și alți părinți. Ați văzut mai devreme declarația poliției. Nu sunteți singura persoană care, practic,
cum să spun, copilul a fost urmărit de această Cătălin, individ. În ultimii 5 ani am avut la cabinet 36 de cazuri de abuzuri sexuale asupra unui minor. Copiii au avut vârste între 6 și 13 ani. Și am o veste foarte proastă atât pentru Ionuț cât și pentru tatăl fetiței. Din păcate, Olanda, care este promotoarea pedofiliei, Cătălin, ei au propus un produs de lege care să legifereze pedofilia. Pentru că este predecesoarea, sunt studii făcute științifice, eu vorbesc exact din tot ceea ce am citit. În DSM-5, în schimb, care este apărut în 2013, a existat la un moment dat în dreptul pedofiliei, trecută drept orientare sexuală, nici de cum. Bun, o infracțiune. Să nu intrăm în termeni foarte tehnici, eu vreau să înțeleagă lumea și cei de acasă foarte clar că avem un caz extrem de grav, se întâmplă în ultima perioadă în București, e posibil să se întâmple și în alte orașe din țară, unde copiii sunt vizați, urmăriți de asemenea psihopați, că nu poți să le spui altfel, nu? Da, eu ți-am explicat de ce nu este pedepsită din punct de vedere legal mai drastic. Persoane care urmăresc copiii, iar apoi când ajung într-un lift, nu fac altceva decât îi traumatizează, pentru că asta s-a întâmplat și cu fata dumneavoastră. Dar dumneavoastră cum a venit fata și v-a spus? Dacă îmi permite și mie, vă rog frumos, putea fi mai rău. Putea să fie avut o armă albă să facă vreun mult mai rău. Dar la dumneavoastră a venit și v-a spus fata cum s-a întâmplat? Fetița mea a venit strigând cu băiețelul meu, a venit țipând în casă, pur și simplu m-am speriat că a dat cu pumnii în ușă, că nu mai știa să mai pui mâna pe clanță, țipând, urlând, pur și simplu m-am speriat și mi-a spus, tata, a venit un nene, a făcut aia, deci tot felul de... Deci pur și simplu n-am cuvinte să vorbesc. În lift era atât fetița dumneavoastră. Domnul Nicolae, câți ani are fetița? Fetița mea are 9 ani. Și băiatul? Băiatul are 7 ani. Și ei amândoi erau doar ei doi în lift, nu? Erau 4 copii în lift, adică copiii mei și alți doi copii, tot din acel bloc. Și ce ați făcut când au venit acasă? Ați coborât să-l căutați? Da, normal, am coborât, deci nu mai am coborât jos, am luat parul după mine și am vrut să-l prind pe acel individ. Nu știu, parcă a avut Dumnezeu zile pentru el ca să nu fie prins. Pot spune așa, că dacă ceilalți era prins, părinți? Și alți părinți aceia și nu numai părinții, cât și alți locatari. Am încercat să vedem care e ăla, că a dispărut exact ca o umbră. Ziceți că a fost o pasăre adusă din cer, venită direct pe pragul ușii și a dispărut dintr-o dată. Deci acea persoană nu este la noi în sector, nu, deci nu e cunoscut la noi în sector. Dumneavoastră stați în sectorul 3, da? În sectorul 3, da. Și în ce zonă așa? În zona Titan. Deci în zona Titan s-a întâmplat, îndemnăm pe cei de acasă care se uită la noi să ne trimite mesaje pe Facebook la Măruță, să ne dea mai multe detalii dacă știu despre această poveste sau dacă li s-a întâmplat și lor așa ceva. Ionuț, vrei să zici ceva? Foarte important să difuzați imaginea cu acest individ, astfel încât ceilalți părinți să poată să vadă dacă cumva îl recunosc, să ia și să ne dea detalii. Dar chiar i-aș ruga pe toți părinții, din suflet îi rog, în calitate de părinte, dacă în cazul... Uite, asta e o imagine. Acea persoană, imaginea este destul de clară. Nu cred deci că ar fi greu de identificat. Deci aș vrea ca să sune la poliție cât se poate de repede. Este foarte important, dumneavoastră îmi spuneați despre 30 de cazuri, este foarte important peste ca 30. Să vorbim despre asta. Iată că la noi se întâmplă din ce în ce mai des. Olanda, să știți că, îmi cer scuze că vă spun, nu aveți dreptate, era o asociație care încerca să facă povestea asta și a fost interzisă, adică nici de cum stat întreg la cap nu ar fi făcut așa ceva. N-a fost interzisă complet, ei încă funcționează. Mă rog, e o asociație, că mulți demenți sunt în lumea asta, asta nu înseamnă... Funcționează în ilegalitate, haideți să le spunem celor de acasă... În urma studiilor care s-au făcut pe creier, nu există componente ereditare, deci nu este ceva născut. În schimb, s-a constatat că acești pedofili provin din familii unde tatăl a absentat sau tatăl a fost foarte rigid. Nu vrem să facem istoria lor, că nu asta este interesul nostru. Este mai ușor de identificat așa, Cătălin, dar partea proastă este alta. Te rog, și anume aceea că acești copii, chiar și cu consiliere, așa cum de altfel este un pas pe care ei trebuie să-l urmeze, vor trece peste acest moment, dar nu vor uita niciodată ceea ce au trăit. Rămân cu sechele, cu anumite probleme în comportamentul lor, după aia și față de alți oameni. Emoționale. Dar în momentul în care ajungi la viața adultă, reușești să treci peste această etapă. Acești copii nu merită să se întâmple asemenea lucruri și nu merită să vadă așa ceva la vârsta lor.
Uitați, sunt oameni care ne dau mesaje și spun că știu despre poveștile acestea, știe cineva de acum 3 ani de zile, vrea să ajute poliția. O să-i punem în legătură pe oamenii aceștia și cu poliția și ei pot să meargă la cea mai apropiată secție de poliție și să spună despre acest caz și să dea toate declarațiile pe care le pot avea despre acest individ. Uite, domnule, mi se pare cunoscut, sunt oameni care ne trimit... Da, sunt mulți Cătălin. Oameni care spune că l-au văzut... Uite, cunosc omul din imagine, sunt oameni pe Facebook. Te rog, haideți să facem o mică simulare, să ne imaginăm un aspect, și anume că... Cineva ne spune că a fost prins domnul ăsta în zona Titan. Da, asta trebuie să ne confirme poliția văzut. Dacă s-a întâmplat așa sau nu. Dar eu vreau să vă întreb acum altceva. Te rog. Cobora tatăl cu parul, așa cum a spus mai înainte, și îl prindea pe individul respectiv. Poate da, îl și lovea, după care individul respectiv primea o amendă, nu știu, 102 de lei pentru că murajul împotriva bunului murau sau cum se, Dumnezeu se încadrează, că nici nu mai reușesc să mai vorbesc. Iată că, în schimb, tatăl după aia avea să meargă poate la pușcărie, pentru cine știe, exact. Tentativă de omor sau pentru violențe sau pentru alte cele. Exact. Adică trebuie să ne gândim la astfel de gesturi cam ceea ce ar putea să producă. Iată o traumă asupra copiilor, iată eu traumă cred că orice asupra părinților. Prost. Nu cred că cineva ne spune, sunt oameni care îmi dau mesaje și spune, domne, și în Ploiești s-a întâmplat faza aceasta acum câțiva ani, nu se știe dacă este aceeași persoană sau sunt alte persoane. Cert este că avem un caz și tragem un semnal de alarmă pentru toți părinții care se uită la emisiunea noastră și nu numai pentru bunici care își lasă copiii în fața blocului să se joace și haide că vii tu în casă singur, ferească Dumnezeu, poate ar trebui mai atenți să supraveghezi, nu? Că de reglații de ăștia există, se pare mult. Există și mai ales aceștia ar trebui, dacă, nu știu, avem legea aia cu câinii maidanezi că trebuie sterilizați, acest lucru trebuie să se întâmple și cu pedofilii. Ei trebuie castrați, nu știu, trebuie să se facă ceva, pentru că lucrul ăsta nu este posibil să se întâmple într-o societate acolo unde, de altfel, noi vrem ca să trăim din ce în ce mai liber, mai deschiși. Iată că ne luptăm cu acest tip de violență, care este pentru foarte mulți dintre noi, este care nu este pedepsit corespunzător, Ionuț. Pentru că bunicii, de exemplu, nu pot să-și imagineze că există astfel de persoane. Și atunci, dacă nu există astfel de persoane, ei nu sunt pregătiți ca să se apere de astfel de persoane. Bun, dar știți domnul... ce vreau să vă întreb, domnul Nicolae? Copiii dumneavoastră erau mult timp lăsați așa în fața blocului, nesupravegheați, erați la serviciu, cum? Nu. Deci eu am fost la spital în ziua aceea. La 6 dimineața am fost la spital pentru analizele medicale, pentru că și eu aceeași problemă o sufăr, tot de epilepsie. Și în jurul orei 14 am ajuns acasă. Stând copiii cu soția, cu mama copiilor, sunt afară. Între timp a rămas un locatar. În fapt, mai mulți locatari au rămas afară, tot cu copiii lor, cu ai noștri. Și eu trebuia să stau la pat, pentru că mie mi s-a pus un așa zis stand. Am înțeles. Și dacă a fost pe picior, trebuia să stau o perioadă la pat. Iar chiar în seara aia s-a întâmplat acea zisă nenorocire, pot să spun. Și... copiii nu erau nesupravegheați. Nesupravegheați au fost doar cât au urcat în lift. La ce etaj stați? Poftim? La ce etaj stați? Noi stăm la etajul 4. Păi bun, și de ce? Agresorul ăsta a urcat în lift cu ei până la etajul 4? Nu. Agresorul a intrat, deci a blocat ușa, a intrat peste ea, a blocat ușa, iar a închis cele două uși a interiorului compartimentului, da. Sau ce cum așa. Al liftului, da. Și atunci... vă dați seama ce a fost, că n-a mai funcționat liftul o perioadă de... Deci practic a blocat liftul. A blocat liftul, da. A intrat după ei și a blocat liftul. Uite, sunt oameni care spun că povestea asta, genul ăsta de indivizi, s-a întâmplat și în Brăila. Mai sunt cazurile cu indivizi care pe stradă din Senin se apucă să badă copii. Au fost niște cazuri extrem de mediatizate, atât de știri, cât și de prezentate și la poliție. Vreau să vă mai zic și altceva, da. Vă rog. Acea persoană care nu este un om, e un om, nu e un om ăla pentru noi, nu-l considerăm un om. Mă rog, acum ce să spun, ăla nu este un om al străzii. Nu pare a fi un om al străzii. Pare un om familist, pare un om îmbrăcat, curat,
un om care stă într-o casă de oameni. Adică asta e înfiorător. Asta e mai înfiorător. Deci cu siguranță îl știe cineva, da? Are vecini, sunt oameni care prieten, ne dau detalii probabil despre el. Acum tot ce putem să-i rugăm pe cei care ne trimit mesaje pe Facebook la Măruță este să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. Așa este normal să facă, să dea o declarație, ce știu despre acest individ și să încerce să ajute la rezolvarea cazului. Domnul Nicolae, vă mulțumim mult de tot că ne-ați spus această problemă. Și noi vă mulțumim și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim mult și că a fost un semnal de alarmă pentru cei de acasă.